Anișoara, spune-ne, te rog frumos, ce experiment facem astăzi? Deci, dacă suntem în laboratorul de experimente, astăzi împreună cu voi vom încerca să facem cel mai interesant și colorat experiment. Și anume, pastă de dinți pentru elefanți. Sună destul de intrigant. Dar știați că elefanții au de obicei 26 de dinți, dintre care sunt 2 colți care au lungime de aproximativ 3 metri și în pereche cântăresc aproximativ 200 de kilograme. Eu presupun că avem nevoie de o cantitate mare de pastă de dinți. Noi ne descurcăm, da, astăzi? De aceea și am ales să facem 3 culori, da, 3 feluri de pastă. Așa, cu 3 gusturi, să da, da, 3 gusturi. Așa, spune-ne, te rog frumos, de ce ingrediente avem nevoie noi astăzi? Deci, în primul rând, în orice laborator trebuie să respectăm regulile de securitate. De aceea, eu împreună cu prietena mea, Oxana, deja ne-am echipat. Am luat mânușile de protecție, hălățelul pe noi și vă spun un mic secret. Dacă sunteți acasă singuri și repetați acest experiment fără supravegherea părinților, numai decât ochelari pe ochișori. Ne-am înțeles? Așa, mai departe, să vă zic de ce avem nevoie. Un talger foarte mare în care vor încăpea vasele noastre de laborator, să nu facem murdărie pe jos. De asemenea, avem nevoie de drojdie uscată. Pentru o porție vom avea nevoie de un pachetel. Noi facem 3, de aceea vom folosi 3 pachetele. Mai departe, avem nevoie de colorant alimentar sau gouașă, de ce nuanță și ce gust doriți. Așa, mai departe, avem nevoie de apă oxigenată. Această apă o găsiți la farmacie. Și vă zic un mic secret. Cu cât apa oxigenată este mai concentrată, cu atât pasta este mai consistentă. Și, nu în ultimul rând, avem nevoie de gel de vase. Și, de asemenea, apă călduță, în care vom dizolva drojdia. Deci neapărat avem nevoie de apă călduță. Da, da? Neapărat călduță. Așa, haide să trecem la treabă, zic eu. Deci, pentru că drojdia noastră are nevoie de mai mult timp ca să se umple, propun să începem cu ea și să dizolvăm. Bine, eu te ajut. Da. În 3 borcănașe drojdia, da? Da, da, da. Așa. Hai, uite, eu le tai și tu o să le torni. Te ajut. Am turnat într-un borcănaș. Este. Propun să le turnăm pe toate, apoi o să adăugăm apa ca să le dizolvăm. Da. Poftim. Așa. Este. Pentru a doua pastă de dinți. Și pentru a treia. Așa. Este. Adăugăm 2 linguri de apă călduță în fiecare. Borcănaș, da. Așa. Ajută-mă, te rog, hai să ridicăm, ridic, da? Vadă, da, copii. Așa. 1 2, poate mai adăugăm un jumătate. Hai, nu? Să mai adăugăm jumătate. Așa. Da. Și așa, jumătate este celălalt borcănaș. 1 2 și jumătate. Bravo! Este. Și în ultimul. Așa, mai plin, mai plin o să fie. 1 2 și încă un jumătate. Așa. Cu bețișoare de la înghețată, propun să mesteci foarte, foarte bine până drojdia noastră se umfle și devine o consistență omogenă. Între timp, eu voi turna apa oxigenată în fiecare vas. Vă atrag atenția că trebuie să avem un vas gradat în care să punem exact 100 de mililitri de apă oxigenată. Nici mai puțin, nici, nici mai mult. Foarte corect. Pe rând o să turnăm în fiecare. Foarte atent să nu dăm pe jos. Te primește, Oxana? Da. Dacă voi nu vă descurcați singuri, puteți să rugați un părinte să vă ajute. Și în ultimul borcan, 100 ml de apă oxigenată.
Așa, te descurci sau să te ajut puțin? Da, este deja. Hai să te ajut și eu cu una. Super! Acum vă arătăm cum trebuie să arate drojdia după ce noi o amestecăm și ea se umflă. Deci ce consistență? Da. Nici nu subțire apa aceasta, substanța dată, nici prea tare groasă, consistentă. Așa, mediu. Amestecăm roti, morișca. Facem și magie, da? Aici... Și sport. În orice caz, experimentul merită pe deplin ceea ce facem noi acum. Așa. Dacă vă pare că este prea puțină apă și drojdia nu se umflă și se amestecă ușor, puteți să mai adăugați câte jumătate de linguriță sau deja după consistența dată. Așa, eu... Așa, la mine puțin mai greu. Acuși te ajung și eu din urmă. Ce frumos miroase la noi aici. Da, plăcă caldă. Da, desigur. Este? Da, și la mine este, dar eu cred că o să mai adaug puțină apă. Puțină. Uh-huh. Eu atunci mai amestec. Okay. Mai amestec. Să se umfle mai bine. Uh-huh. Deci, am finisat și eu. Deci, ce facem noi mai departe? Da, haide, care este următorul pas? Propun să adăugăm culoare în fiecare din vas. Așa, îi dăm un miros. Un miros, da? Un gust, da, și o culoare de asemenea. Cu care vrei să începem? Eu încep cu ăsta roz, cu gust de malină, ori căpșună. Super! Luăm un bețișor, luăm puțină culoare și amestecăm, da, în borcan. Punem aici. Mai pui un pic? Da, mai pun puțin să fie mai consistent și mai... mai aprins, da. O culoare mai aprinsă. Așa. Așa. Bine. Luăm culoarea galbenă. Hai, alt bețișor, pentru că nu trebuie să amestecăm culorile. Așa. De aceea, de fiecare dată... Ăsta e cu gust de lămâie. Da. Cui îi place lămâia? Mie foarte tare îmi place, dacă sincer. Mai ales acum pe timpul canicular și apa cu lămâie este... O limonadă cu lămâie. Ideală. Ideal. Hai să mai pun puțin. Așa. Închidem. Și luăm culoarea 3, așa, verde, miros de măr, ori kiwi. Da. Aici, da. Este. Eu zic că ajunge. Așa. Ce facem, ce facem noi mai departe? Știi, Iuxana? Luăm. Da, amestecăm. Da, desigur, luăm fiecare borcănaș. Dacă nu are căpăcel, punem mânuța și amestecăm bine ca să se dezolve toată culoarea și să se primească apă colorată. Apă colorată. Așa. La mine este. Și la mine. Ia uitați-vă ce nuanțe frumoase se primesc. Și ultimul, hai te rog. Da, da, eu. Între timp, dacă facem ceva murdării, neapărat să ștergem. De aceea trebuie să avem și șervețele umede. Oh. Așa, e un galben. Da, foarte frumoase culori s-au primit. Mai departe, vom folosi gelul de vase și vom turna în fiecare vas câte două lingurițe. Așa, folosim o linguriță. Da. Da, haide. Eu voi turna în linguriță. Așa, 1. Foarte atent, să nu dăm pe jos. Adăugăm în fiecare vas. Așa, 1 este. 2. 2. În cazul în care vă pare gelul că nu este destul de concentrat sau consistent, puteți adăugați chiar și 3 lingurițe de gel, nu strică. Așa, pentru
Al doilea vas. Al doilea. Unul este. Doi. Este. Bravo! Și ultimul vas. Prima linguriță. Unu. Și. Doi. Doi. Deci. Acum trebuie iarăși să agităm vasele ca să se primească un strat de spumă. Se poate și mai mult și mai puțin. Principalul să amestecăm, da, să intre în reacție apa oxigenată cu gelul de vase. Așa că amestecăm. Dacă nu vi se pare că este destul de bună spuma, putem chiar și să punem mânuța iarăși și să o agităm puțin mai tare. Se face spumă? Da! E bine așa, Anișoara? Nu e bine. Ia uitați-vă ce multă spumă. Așa. Hai, eu puțin am să o mai agit pe asta. Haideți să agităm și pe asta. De lămâie. E bine? Eu zic că încă puțin și e perfect. Ideal. Așa este. Acum, după cum v-ați dat bine seama, ultima etapă este să turnăm drojdia, care deja s-a umflat, să o turnăm peste vasele noastre colorate și să fim marturi la cea mai consistentă și cea mai colorată pastă de dinți pentru elefanți. Haideți la 3, 2, 1, turnăm! Ia uitați-vă ce frumos! Wow! Așa și la mine a fost. Wow, ce frumos! Să vedem și asta cu lămâie. Ia uitați-vă, e exact ca și pasta noastră, da? Pe care o folosim zi de zi. Albă cu diferite dungi. În cazul în care nu s-a primit, dar sticla este mai înaltă, mai adăugăm puțină apă oxigenată. Nimic strașnic. Oxana, te rog, tot puțin. Ia uitați-vă ce frumos, foarte frumos. Bravo! Așa să întoarcem să vadă copiii. Ia uitați-vă ce frumos. Și uitați-vă ce consistență. Păcat că nu am aici nicio periuță de dinți. Ca să o încercăm să vedem, adică nu noi să o folosim, doar să o luăm pe periuță. Ia uitați-vă ce de foarte frumos, deci, și foarte consistentă. Deci noi avem pastă de dinți cu miros de mere, cu miros de lămâie și cu miros de... Zmeură. Da, să fie zmeură. Rămâne doar să facem o livrare direct în Africa ori în India, în Asia, da? Foarte pentru corect. Elefanți. Deci, acest experiment și această reacție este una îndelungată, pentru că, cum vedeți, această pastă iese și iese și va continua această reacție până în fiecare borcan. Nu va fi nimic, nici apă și nici spumă. Deci să fim martori. Ia uitați-vă, chiar uite ce foarte frumos. Dungulițe galbene avem. Ziceam eu, chiar ca la pasta noastră pe care o folosim noi zi de zi. Foarte frumos. Sper că v-a plăcut. Mie mi-a plăcut mult. Mulțumesc frumos. Da, cu toții am fost martori la un experiment ceva mai deosebit și am aflat că și elefanții au nevoie de pastă pentru a-și speria dinții și dimineața și seara.